organizat această conferință de presă pentru a pune pentru ultima oară la lucrurile cu privire la acuzațiile și comportamentul PSD pe legea pensiilor. Este pentru ultima oară, tocmai pentru că eu cred că din această dezbatere nu câștigă România și nu câștigă la funcționare. PSD a înlocuit dezbaterea pe marginea problemelor reale ale funcționarilor cu o falsă dezbatere despre o supusă fraudă la vot. Cred că este însă de datoria mea, ca președinte al Camerei Reprezentanților, să demasc platul PSD cu pensiile oamenilor. PSD a încercat să șantajeze TVL, solicitând 127 de miliarde de euro pentru ca oamenii care i-au asigurat lui Victor Ponta și fia la președinția partidului, a PSD, să fie răsplătiți. În schimbul acestor bani, Victor Ponta și PSD se angajează să asigure că legea pensiilor va trece fără niciun fel de probleme și, practic, deși, așa cum ați văzut, au și părăsit plenul. Trebuie să știe pensionarii din România că PSD-ul nu a avut nici un minut intenția de a susține amendamentele pe care le-au depus în comisie. Totul a fost un joc de scenă, dus pe televiziuni, în care pensionarilor le promiteau lucruri fără acoperire și în spate cerșeau bani pentru ei. Toate aceste lucruri trebuie spuse și trebuie știute de pensionari. Pentru ca ei să nu se lase păcăliți de demagogia ieftină promovată pe televizoare de cei din PSD. O să vă distribui lista cu amendamente. Am aici, pentru că au trimis pe mail. Domnul Ponta, l-am văzut și lista și mail. Am văzut pe domnul Ponta că invoca nu știu ce amendamente de la bugetul de stat. Știți foarte bine că noi am discutat bugetul de stat în februarie. Deși au făcut această solicitare în data de 15 septembrie și pentru a concretiza, ne-au trimis un mail în care scriau mulțumiri pentru ajutor și înțelegere în data de 17 septembrie la ora 9:44 dimineața. Acesta este, de fapt, adevăratul joc pe care l-a făcut PSD. Și modul în care înțelege să se bată pentru pensionari. Pe fond, legea sistemului de pensii este o lege care garantează pensionarilor din România primirea unei pensii care ține cont 100% de creșterea inflației și în același timp ține cont în proporție de 50% de creșterea economică. Despre asta vorbim. Vorbim de un sistem care trebuie să garanteze pensionarilor pe de-o parte o creștere echitabilă a pensiilor, dar în același timp acest sistem să poată fi susținut. Am văzut demersurile domnului Ponta, cu mult a depășit cadrul unei instituții importante din România, cum este cea a Parlamentului României. Sigur, împreună cu grupul parlamentar al PSD, am analizat situația mă gândeam la Victor Ponta și la PSD. Am analizat situația și cu siguranță vom face și noi demersurile în justiție legate de faptul că domnul Ponta apare ca votând în momente succesive în care nu s-a aflat în sală. Vom face plângere penală în acest sens. Și pentru că astăzi am mai avut un moment delicat,
în momentul în care ați văzut că cei de la PSD au vrut să reia același comportament pe care a trebuit noi ceilalți parlamentari să îndurăm la o dezbatere pe marginea Curții Constituționale, o face plângere penală împotriva celor care, la momentul respectiv, au adus distrugere în Parlament și au blocat votul democratic al parlamentarilor.